În Sfânta Scriptură, cel mai puternic bărbat, pe nume Samson, a căzut în păcatul adulterului. Cel mai înțelept om, afară de persoana lui Hristos, pe nume Solomon, a căzut în păcatul adulterului. Și Biblia spune în Neemia 13:26 că nu era niciunul ca el. Și totuși femeile, zice, l-au tărât în iubire. Și cel mai evlavios om, pe nume David, a căzut în păcatul ăsta. Cel mai puternic om, cel mai înțelept om și cel mai evlavios om a căzut în păcatul acesta. Și când te uiți ce oameni au căzut, nimeni să nu se creadă prea tare în domeniul sexual. Indiferent cine ești. Poți fi pastor, poți fi prezbiter, proroc, sora cu tare care Domnul lucrează prin ea, ascultă-mă. Înainte să fii slujitor, înainte să fii mecanic auto, înainte să fii brutar, șofer, nu uita, mai întâi ești bărbat sau ești femeie și prin venele tale nu curge cerneală, ci curge sânge și va trebui să veghezi tot timpul. Pentru că, repet, cel mai evlavios om, cel mai puternic și cel mai înțelept om a căzut în păcatul acesta. De aceea Biblia spune, cine crede că stă în picioare, zice sare, să ia seama, să nu cadă. Când aud pe unii frate, zice, eu n-am așa probleme, eu n-am problema asta, eu niciodată. Ascultă-mă, tu care spui așa, eu niciodată, eu n-am înclinația asta. Să nu mai spui niciodată, niciodată, ci să spui niciodată prin harul lui Dumnezeu. Pentru că, crede-mă, dacă Dumnezeu își ia 5 secunde mâna de peste tine sau de peste mine, suntem în stare de cele mai teribile păcate. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, frați și surori, și veți vedea că cei mai mari oameni al lui Dumnezeu au căzut în punctele lor tari, unde au crezut că nu o să cadă niciodată. David, om după inima lui Dumnezeu, care își spăla mâinile în nevinovăție. Unde a căzut David? Exact unde a fost cel mai puternic. Moise, cel mai blând om de pe fața pământului, de ce n-a intrat în Canaan? Exact acolo a căzut și s-a enervat, zice Biblia, și s-a mâniat și a zis, oare va putea Dumnezeu să scoată apă din stâncă? Și pentru asta, zice Biblia, nu intri în Canaan. Vă rog să nu puneți numai când vă spun eu versetele, ca să fim concentrați pe ce vorbesc. Uitați-vă la Ilie, cel mai curajos profet, nu? Foc din cer. Unde a căzut omul acesta? Exact unde a fost cel mai puternic, cel mai îndrăznet. O femeie l-a amenințat și a intrat în depresie. Uitați-vă la Petru, care a zis, Doamne, dacă toți ăștia te vor părăsi, eu? Niciodată. Unde a căzut Petru? În punctul lui tare. Dacă ești aici și cochetezi cu gândul, eu nu mă cunoști, ascultă-mă, trebuie să veghezi foarte puternic. Pentru că diavolul este șiret și diavolul te lovește acolo unde crezi că ești cel mai tare. Când mă uit în Sfânta Scriptură, Biblia spune în Psalmul 119:92, dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, adică Ezra vine și spune, se pare că Ezra a scris psalmul ăsta, are 176 de versete și doar în 8 versete nu există cuvântul lege, porunci, mărturii, orânduiri. În toate este ideea de cuvânt al lui Dumnezeu, un om obsedat de cuvântul lui Dumnezeu. Și el spune așa, Gabi, eram pe buza prăpastiei, eram pe buza iadului, era cât pe ce era să mă prăbușez. Dar dacă n-am căzut și nu m-am prăbușit în ticăloșie, este că am făcut din legea lui Dumnezeu desfătarea mea și am stat cu capul în Scripturi și m-am vitaminizat. Și când a venit ispita, am putut să spun, este scris, este scris, este scris. Frați și surori, oamenii care cad în păcatul ăsta, și nu numai vorbim de păcatul ăsta, este oameni care au divorțat de mult de Sfânta Scriptură. Ei nu se mai imunizează din punct de vedere spiritual, ei nu se mai hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și când vine războiul, nu mai e timp să-ți ascuți săgețile, trebuie să ți le ascuți acum. Pentru că dacă nu ești acum un student al Scripturii, Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu, zice Biblia, așa e? În limba greacă, dunamis, dynamit, dinamita lui Dumnezeu. Vrei să rămâi în picioare când vin toate cohortele diavolului împotriva ta? Fă din legea lui Dumnezeu desfătarea ta. Stai cu capul în Scripturi, vitaminizează-ți inima. Pentru că vine vremea testului. Și dacă nu știi să pui mâna pe o promisiune și să spui este scris, și ai 31.102 versete în Sfânta Scriptură, ai aproape 8.000 de promisiuni în Sfânta Scriptură, și dacă nu poți să iei o promisiune și să spui, este scris, pleacă satanul. M-auzi, fata aia bună,
Băiatul ăla bun, fratele l-au făcut, dar nu vin să cred. Ba da, să-ți vină să crezi, pentru că oamenii ăștia n-au mai făcut din legea lui Dumnezeu desfătarea lor. Pentru mulți ăsta e satana. Poți să stai pe reel-uri și poți să stai pe telefon, pe TikTok, pe nu știu, ore întregi. Dar să stai cu cuvântul lui Dumnezeu, zice unul către mine, eu citesc Biblia, frate, când vreau să dorm, mă pun să citesc Biblia. Ce ofensă la adresa Duhului Sfânt, așa-i? Că Biblia spune, orânduirile tale fac viu pe cel care le împlinește, nu? Și tu dormi. Și nu e de mirare că atunci când divorțezi de cuvântul lui Dumnezeu și te hrănești numai cu concentrație, vine fratele cu tare, aș vrea să mă resusciteze. Cu o săptămână n-ai citit cuvântul lui Dumnezeu. Crede-mă, vei fi o victimă sigură. Și totul este o chestie de timp. Și Ezra vine și spune, fă din legea lui Dumnezeu desfătarea ta. De ce? Pentru că vine vremea testului. Și nu cumva să se spună, nu pot să cred. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus Hristos a blestemat smochinul. Vă aduceți aminte? Și Biblia că a doua zi ucenicii au trecut pe lângă smochin și a zis, Doamne, iată că smochinul care l-ai blestemat s-a uscat din... Zice stare, rădăcini. Unde se usucă cineva prima dată? Știți unde? La întuneric. Rădăcina e acolo în pământ, nu o vezi, așa-i? Nu mai stai cu rădăcina ca un pom să din lângă un izvor de apă, cine meditează la cuvântul lui Dumnezeu, psalmul 1, și stai cu rădăcina în mizerii. Și stai cu rădăcina în orice altceva, dar nu în cuvântul lui Dumnezeu. Și o chestie de timp până când și ucenicii Domnului zice... Doamna, mă, cântă-mă, dar parcă nu mai emană atmosferă spirituală în spatele cântării. Bă, zice bine, mă, nu zice rău în Biblie, dar parcă altrată avea har. Ce s-a întâmplat? Că păcatul nu e aici pe frunte, păcatul e sub braț, în talpă, ceva îți fură energia spirituală. Și ce să faci atunci? Să spui rădăcinile unde? În cuvântul lui Dumnezeu. Să nu te usuci din punct de vedere spiritual. Doamne ajută și Doamne de izbând, amin? Sunt unii care spun, frate, deci nu există păcat mare sau păcat mic. Să nu-i credeți. Să nu-i credeți. Uitați-vă cum s-a uitat Iosif la păcatul sexual. Geneza 39, cu versetul 9, spune Biblia așa. Când soția asta a lui Potifar, ca picătura chinezească, culcă-te cu mine. Păi ce te-am cumpărat? Ești un sclav, tu ești un obiect, fac ce vreau cu tine. Și zice Biblia că omul ăsta n-a cedat și a zis nu mă culc. Și odată l-a prins când era singur. Și istoria spune că atunci când a venit femeia asta și l-a văzut acolo, a zis culcă-te cu mine, a zis nu mă culc. Și a zis, dar Dumnezeu nu vede. Și și-a dat fusta jos, și-a pus-o pe bustul zeul ăla de piatră care era acolo în cameră. Zice, uite, Dumnezeu nu vede! Fă o lată cu mine acum! Și Iosif spune istoria, s-a uitat la ea și a zis, Dumnezeul tău nu vede, dar Dumnezeul meu vede! Cum aș putea eu să fac un rău atât de... Zice stare, atât de... Cum se uită Iosif la păcatul sexual? La un rău atât de... Zice stare! Deci nimeni să nu mai spună că e tot una. E adevărat că furi creionul la colegul tău, e furt. Dar nu-i tătuna că ai furat creionul sau ai furat nevasta. Și Iosif, care n-are Biblie, n-are pe Moise cu cele 10 porunci, n-are biserică, n-are o Biblie pe cap de locuitor cum avem noi în România, n-are mijloacele Harului, n-are atâtea lucruri. Totuși, omul ăsta se uită la păcatul ăsta și zice, ăsta este un păcat cum? Mare înaintea lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne păzească. Indiferent cine ești, indiferent ce funcție, indiferent câți ani ai, poți să fii de 60 de ani de zile să știi că diavolul e pe urmele tale și vrea să te distrugă. Și ce trebuie să faci? Să faci din legea lui Dumnezeu desfătarea ta, spune Biblia. De ce? Pentru că atunci, spune Biblia, nu vei pieri în ticăloșia ta. Uitați-vă la listele de păcate din Sfânta Scriptură și veți vedea că 95% din listele de păcate încep cu păcatele sexuale. Faptele firii sunt cunoscute, curvia, necurăția, patima, poftarea, desfrânarea. Și dacă e adevărat că grecii când făceau lista de păcate le puneau în ordinea importanței, nu în ordinea cronologică. Din nou, păcatul sexual este un păcat mare și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească pe fiecare de asta. Amin? Oamenii de obicei cad în păcatul ăsta când ajung să fie mândri. Mândria dă cu omul de pământ.
Uitați-vă la ora actuală în America, dacă urmăriți, păstori la biserici mega, 10.000, 5.000, în Dallas vreo 3-4 păstori de aia mega au căzut. Și vă spun cum vine anatomia căderii. Îți dă Dumnezeu un dar spiritual și te umfli, frate, și zici, bă, toată lumea mă cheamă. Și te umfli ca un balon. După care, deci da mândria, după care toată lumea vrea să pompeze bani în tine, numai să merg la ei. Și dă în tine cum? Ce dă? Lăcomia. Și odată ce o da mândria și lăcomia, te uiți la sex ca la o jucărie, pe care sora, fratele, nu și-o pot permite. Dar tu îți poți permite, de ce? Tu ești pe val, frate. Și dintr-o dată vezi mândria, curvia, nu? Și banii, cele trei ispite, nu? Nu numai slujitor, a oricăruia. Nimeni nu cade dintr-o dată. Undeva acolo e mândrie. De ce zice Biblia să nu pui repede să ordinezi pe cineva? Repede să o întorc la Dumnezeu, a fost mare boxer, a fost mare atlet, a fost mare cântăreț în lume. Repede îl ordinăm și îl facem slujitor. Nu, zice, dă-i bibironul. Lasă-l să crească spiritual. De ce? Ca să nu cadă în osânda diavolului. Lasă-l să crească, că dă-n el duh de mândrie și se vede mai tare decât fratele la care 40 de ani de zile o mânca Scriptura. Și care a fost osânda diavolului? Mândria. Și Domnul Iisus zice așa, am fost martor ocular când tata meu a dat cu satana de pământ cu 300.000 de kilometri pe secundă. L-am văzut că zânca un fulger din cer. Așa a dat Dumnezeu cu îngerul ăsta mândru și arogant. Și credeți-mă că oamenii care cad în păcatul acesta, există undeva un sâmbure de mândrie și Dumnezeu îi lasă să cadă. Unde scrie asta în Biblie? Ascultați ce zice Biblia în Proverbe. Capitolul 22, versetul 14. Spune Biblia așa. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul? Acela? Cade în ea. Dumnezeu își împarte cu noi bunătățile, frați și sorori, dar nu își împarte slava. Și când te atingi de slava Lui, Dumnezeu ce face? Te desumflă. Și de aceea noi trebuie să ne rugăm, Doamne, îmbracă-ne cu un duh de smerenie, Doamne. Ajută-ne să spunem ca și Pavel, am slujit cu toată smerenia înaintea Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că smerenia te ține departe de păcat. Mândria te duce în păcat. Curvia este o formă de disciplină a oamenilor mândri. Uitați-vă la David. Era pe val, succes, bani, avea și mai multe soții în vremea aceea, putea să aleagă, mândria, cum spunea frate, eu nu mă duc la război, it's ok, și mândria asta a dat cu el de pământ. Ai grijă la animalul care este în tine, ai grijă la firea ta pământească, pentru că atunci când l-ai primit pe Iisus Hristos, firea ta pământească n-a murit și ea trebuie răstignită cum în fiecare zi, așa-i? Te-ai întors la Dumnezeu. Dar firea pământească în tine, e activă. Și ce trebuie să faci? Prin Duhul să mortifici faptele trupului, cum? În fiecare zi. Uitați ce zice Biblia în Psalmul 118, versetul 27. Biblia spune așa, Psalmul 118 cu 27. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Dați-mi voi să vă spun, în fiecare dintre noi există o vită. Și vita asta are coarne, are copite, e sălbatică. Și zice Biblia, ce să faci cu vita aia, cu firea aia pământească? Adu-o la coarnele altarului. Unde? Adu-o la crucea lui Hristos. Dar pentru ce aduci jertfa la coarnele altarului? S-o mortifici, așa-i? Omoară păcatul. Că dacă nu, păcatul te omoară pe tine. Dacă ești, te simți pe buza prăpastiei, bun, ai căzut, dar nici nu ești departe. Ascultă-mă, omoară păcatul. Că dacă tu hrănești puiul ăla de leu și zici, dar nu-i păcat, frate, nici... E ok. Și hrănești puiul ăla de leu. Cuțu. Și cuțul ăsta se face mare. Ajungi la un moment dat când pur și simplu iei foc. De ce zice Biblia, fugi de poftele tinereții? Cu toate păcatele zice Biblia să lupți. Singurul păcat cu care Dumnezeu zice să nu lupți este păcatul sexual. Ce zice? Fugi! De ce? Pentru că instinctul sexual este la fel de puternic ca și instinctul matern. O mamă dacă își vede copilul în pericol, frate, nici nu gândește, se aruncă ea sub tir, dar își împinge copilul.
Din instinct că îl iubește. Ăsta e instinct matern. Pe picior de egalitate. Nici nu știi că ai luat foc. Zice Biblia, fugi. Fugi de poftele tinereții. Și revin apoi la Iosif. Frica aia de Dumnezeu, fără Biblie, fără biserică, singur, departe de casă, cu discotecile acolo în Egipt, cu viața destrăbălată, totuși omul ăsta are frică de Dumnezeu și zice, cum aș putea eu să fac un rău atât de mare împotriva lui Dumnezeu? Și mă rog ca Domnul să ne păzească de acest păcat. Și dacă l-ai văzut răul ăsta ca un rău așa mai mic, de azi încolo, să-l vezi mare. 90% spun statisticile din membrii bisericilor noastre, din tinerii bisericilor noastre, sunt rob pornografiei pe internet. 90% din activitatea, nu din conținut, ci din activitatea care este pe internet, e pornografie. Și nimic nu cred că distruge mai mult puterea de slujire și puterea de a face lucrarea lui Dumnezeu în rândul tinerilor, decât păcatul ăsta. Te slăbește, ești gata. Cum ești, frate? Ca pe pământ, Domnul știe. Ești cu frâna de mână trasă, nu pot, frate. Marg altul, fac altul. Dacă ești aici tânăr sau tânără și ești rob sau roabă pornografiei, îți dau un sfat. Scapă înainte de căsătorie. Căsătoria nu te ajută să scapi. Am consiliat un cuplu după 3 luni de căsătorie. Plângea ea și zicea, nu mai vreau. Dar de ce? L-am surprins că se uită, eu nu sunt de ajuns. Păi normal că nu ești de ajuns. Chiar ani de zile au văzut hectare de piele și au văzut iepi. Și au văzut avioni și excitația lui acolo sus. Și tu vii fată pocăită care nu poți concura cu ce a văzut el. Și normal că tu nu mai poți să-l satisfaci. De ce? Pentru că el e acolo, drogat, sus. Băiatule, că ești aici, vrei să nu-ți distrugi viitoarea familie? Luptă acum! Omoară acum păcatul! Ești fata aici și te lupți cu pornografia. Luptă! Și o să spun cum. Luptă! Pentru că dacă nu lupți, păcatul ăsta te ține rob. Și vrea să te ține rob o viață întreagă. Observați, David nu zice, Doamne, dă mântuirea înapoi. Doamne, am mântuirea, dar mi-am pierdut ce? Bucuria mântuirii! Nu mă mai bucur! Nu mai am har! Nu mă mai pot ruga! Vorba lui Spurgeon. David, după păcatul acesta, este ca și o babă de aia de 90 de ani de zile în care numai horcăie. De psalmii care îi cumpune, horcăie. Nu mai are bucurie! În psalmi. Păcatul ăsta îți fură bucuria. Și acum ascultă. Chiar dacă nu se lasă cu o sarcină, plătește emoțional, ferește-te păcatul ăsta, imaginează să fii în aceeași biserică cu fosta prietenă și v-ați despărțit, fiecare s-a căsătorit și întotdeauna când treci unul pe lângă altul, zici, să simți un bolovan în stomac ca și fată, dar de ce l-am lăsat? Nu merită. 5 minute de plăcere și 50 de ani de zile de regret. Biblia spune, fugi de poftele tinereții și caută neprihănirea, caută sfințenia. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin, frați și surori? Cum luptăm împotriva acestui păcat? Imaginați-vă, de exemplu, că aș avea aici o vază cu flori. Voi n-aveți pe aici. Și imaginați-vă că vaza asta îs granițele familiei. Pământul e relația sexuală, fertilizantul. Și florile sunt copii, binecuvântarea lui Dumnezeu. Și acum eu spun așa, pământul ăla, relația sexuală, este o binecuvântare dacă e în granițele familiei. Amin? Relația sexuală e o binecuvântare dacă e în cadrul familiei. Deci aduce binecuvântare, copiii, harul lui Dumnezeu, e protecție. Dar dacă scot pământul ăla în afara căsătoriei, ce ești căsătorit,
Oriunde ajunge pământul ăla, murdărește, murdărește tot. Și lasă rușine, și lasă rană, și lasă mizerie. De asta zice Biblia, păstrează relația sexuală în cadrul vazei, în cadrul căsătoriei. Că dacă scoți ceea ce Dumnezeu a făcut să fie o binecuvântare doar în cadrul familiei, stingi lumina din ochii copiilor tăi. Vrășmașii lui Dumnezeu vor vorbi de rău pe Dumnezeu. Onoarea lui Dumnezeu va fi terfelită. Și de aceea trebuie să spui, Doamne, ajută-mă să stau cu capul în Scripturi, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să fac din legea Ta desfătarea mea, ca să nu pierd în ticăloșia mea. Amin? Am auzit de un mare evanghelist care l-a întrebat cineva și a zis, când a fost ultima dată când ai citit Biblia așa pentru tine, să te hrănești? Nu să faci predici, frate, nu! Pur și simplu să te hrănești tu, să simți că mănânci carne! Și el a zis, eu n-am timp de chestii de genul ăsta. Eu sunt invitat de pe stadion, pe stadion, de la conferință pastorală la alta, eu sunt pe val! Și toți îl zice, după vreme foarte scurtă, s-au zis, bang! Marele evanghelist a căzut. Nu-i de mirare! Că dacă nu pui în tine vitamină spirituală, nu? Dacă nu pui în tine puterea lui Dumnezeu care e Evanghelia, dacă nu te hrănești și devii doar un simplu profesionist de amvon și nu te dore când păcătuiești și ai lăsat disciplina cititului, a mărturisirii, a plânsului, a meditației înaintea lui Dumnezeu și nu stai conectat cu Dumnezeu, e o chestie de timp. Până când se va spune, iată omul care nu lua ca ajutor pe Domnul, de aceea vreau să vă spun ceva. Timpul tău cu Dumnezeu e mai important decât orice altceva. Stai cu Domnul în părtășie. Să spui ca David, nu voi da ațipire pleoapelor mele, Doamne, până nu voi face un loc pentru împăratul. Stai cu capul în Scripturi. Pentru că dacă nu stai cu el în Scripturi, diavolul te duce la lături, nu? Și te face de la erou la zerou să fie o cale foarte scurtă. Aceea mă rog ca Dumnezeu să ne păzească, zice Biblia în Iuda, zice Biblia să ne păzească de orice cădere. Amin? Amin. Poate Dumnezeu, frați și surori? Amin. Să zici, Doamne, mai bine mor decât numele Tău să fie terfelit. Decât biserica Ta să sufere din cauza mea. Doamne, mai bine mor. David a zis, Doamne, dă-mi iarăși, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Prezența Ta, Doamne, simt că o pierd. Doamne, ia-mi tot ce vrei, dar nu lua Duhul Tău cel Sfânt. În urmă cu mulți ani de zile eram necăsătorit. O familie mi-a dat apartamentul cu 3 camere să stau fără să plătesc. Ești din Spania. Nu de aici, din altă zonă. Și-o zis, frate, poți să stai acolo, nu plătești, numai utilitățile. Am văzut lucrul ăsta, am zis, sora mea, ești cu 3 camere. Tu în camera mică, eu în camera mare, că eu, pe mine a venit binecuvântarea. Asta e. Și sora mea venit și și-a pus televizorul acolo în cameră. Eu eram numai școală, citit, misiune, evanghelizare, asta era. Și odată zice sora mea către mine, hai zice să vezi misiunea asta, e foarte interesantă, socră pentru noră sau cum. O misiune așa mai tâmpită. Cum să certau ele acolo? Tararara, ca gâștile. No, și fratele Gabi s-a pus cu alea în fotolul, acolo m-a împlântat satana. Câteva ore. Păi, nu era emisiune cu prostii, divertisment. Cum să certau? Nu ca mea, că nu știu ce, că nu ca fata mea și știți. Ca niște mahalajoice. Și după care eu seara obișnuiam să mă duc să mă rog printre blocuri, să meditez, să mă prim și să meditez, să mă rog. Nu mai aveam conexie cu cerul. Simțeam că nu mai am energie spirituală. Și-au fost 2-3 seri, 4 seri, așa. Și odată vin de la școală și mă duc repede. Zic, unde a rămas cu cititul? Era 2 și ceva după masă. Zic, Ezechiel 8, bun. Citesc, citesc. Și ajung la versetul 3. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus în vedenii dumnezeiești, la Ierusalim, la ușa porții, de la curtea dinăuntru, care caută spre miază noapte unde era locul idolului geloziei, care stârnea
gelozia Domnului. În momentul ăla, frați și surori, vă mărturisesc, am început să plâng că nu m-am mai putut opri. Și ca și cum Domnul Dumnezeu, vezi că televizorul ăla și timpul și emoțiile și timpul la care îl dai acolo stârnește gelozia mea. În loc să stai cu mine, în loc să mergi să te rogi afară, asta stârnește gelozia mea. Scoate-l afară, că dacă nu, îți iau ungerea. Dar eu plângeam și am zis, Doamne, și dacă o iei, Doamne, porunca ta e o dorință pentru mine, oricum îl scot, Doamne, îl scot afară. Și repede m-am dus la RDS și am zis, vă rog frumos să tăiați cablu. Și zice, nu se poate, zice, numai proprietare dacă vin. Sunt în Spania, zic. Păi procură. Am zis, da, sigur. Să mai plăcească 100 de euro după ce mă lasă pe gratis. Nu fac eu dreptate, am zis în mine. M-am dus acasă și eu cu mâna mea. Am luat cablu, am luat cuțitul și am tăiat. 3 ani de zile, nu m-am folosit nici de internet, nici de televizor, le-am plătit fără să mă folosesc de ele. Cam cum să stau eu la 80 de kilometri de tata și mama, să stau singur eu într-un apartament, singur eu cu internetul. Când atâția băieți îți puși pe topogan în jos și vor săracii și nu mai pot să iasă. Și am zis, de ce să mă pun? Vreau Duhul Sfânt să fie peste mine, peste viața mea. Și vă spun asta cu smerenie. Va trebui să fii mai dur cu tine. Puneți filtrul antisex, dacă e cazul. Frate, dar acum zice, ne dă temele pe internet. Foarte bine, îți dă temele pe internet. Găsește soluții. Puneți laptopul ăla nu singur în cameră. Ești mai vulnerabil? Puneți laptopul acolo în living room, unde trece și mama și tata și ești verificat. Adică toată lumea vede la ce te uiți. Nu hrăni animalul din tine, firea pământească. Și spune, Doamne, vreau să lupt împotriva păcatului până la sânge, ca Tu să mă poți folosi, Doamne. Ca bucuria mântuirii Tale să fie peste mine, peste viața mea, lăudat și onorat să fie în numele Domnului. Amin? Am un sfat pentru cei care se luptă poate cu pornografia. Există predicatori care vorbesc de subiectul ăsta, gen conferințele tinere sau așa mai departe. Și după ce vorbesc de subiectul ăsta foarte așa intens și așa, la sfârșit zice, toți care vă luptați cu păcatul ăsta, veniți în față! Domnul astăzi o rupe lanțurile, rupe astăzi, veniți în față! Să nu-i credeți, să nu ieșiți. Eu nu cred. 99% din cazul care spune asta o fac ca să arate că au avut succes după predică. Bă, cât s-o reșit în față! Și eu mă duc și vorbesc cu ei. În Australia, în America, în Europa. Și vin și îmi spun, băieți fain, lideri. Băieți deosebiți. Frate Gabi, a venit păstorul din India. Și a spus că Domnul rupe, a zis, și dacă mă vei tătă biserica, orice ar fi, ești disperat. Ei chiar vor să scape săraci. Eu înțeleg? Ei vor să scape cu orice. Și dacă mă fac dorința, măcar să scap. Don't do that! Nu ieși! Toți mi-au spus, n-am scăpat. Și problema e că tu rămâi în biserica aia și slujești. Și Dumnezeu te va elibera pentru că te întărești în omul dinăuntru și scade puterea păcatului în timp. Numai că sora Mărioara se va uita așa la tine. Asta zice. Fratele Vasile, ia-i Doamne, ăsta îmi dă minte, să nu știu, ăsta îmi cânt. Dacă vrei să scam, nu ieși în față, nu te du pe bază de emoții. Eu cred că cei mai mult o fac din mândrie. Să vadă ce succes au avut! 1%, nu zic excepții în care poate chiar Domnul. Știi ce să faci? Caută-l într-un birou pastoral. Caută un om care are fermoar pe gură. Vorbește cu el. Caută pe cineva care săptămânal să te mai sune, să spună întrebări incomode. Săptămâna asta, cum a fost? Caută să creezi responsabilitate. Fă un studiu pe Roman, capitolul 6. Să vezi identitatea ta, că atunci când l-ai primit pe Hristos, zice Biblia, tu ai fost îngropat împreună cu Hristos. De aceea socotește-te mor față de păcat, că tu chiar ai murit față de păcat și ești viu pentru Dumnezeu. Și de aceea nu mai da în stăpânirea păcatului mădularele tale. De ce? Pentru că acum te poți împotrivi. De ce? Pentru că Iisus Hristos a intrat unde? În Duhul tău. Am nevoie de 3 băieți. Trebuie, rapid. Hai, voi 3. Haideți aici în față. Hai. Stai aici. Așa? Tu aici, negru. Tu aici. Ok. Vă rog să fiți toate. Sunteți aici?
cel mai bun mod prin care poți să scapi de păcatul acesta este să înțelegi Roman capitolul 6. Identitatea ta în Hristos. Ce vom zice, dar să păcătuim să mulțească ar nici de cum. Noi care am fost botezați în moartea Lui, tu ai murit față de păcat. Ai înviat la o viață nouă cu Hristos. În Duhul tău nu-i mai satana, este cine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin? De aceea când cineva se mântuie, unde intră Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Unde? În trup, în suflet sau în Duh? Unde? În Duh. Vă rog să fiți atenți. Trupul înseamnă așa, văz, auz, gust, miros și pipăit. Cele cinci simțuri. Ok? Ăsta nu-i răscumpărat. L-ai primit pe Hristos în inima ta foarte bine. Nu uita, trupul tău încă e plin de pofte. L-ai primit pe Iisus, nu scapi de ispite. De ce? Pentru că trupul ăsta Hristos nu l-a răscumpărat încă. Va veni vremea când Dumnezeu va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului Hristos. Dar până atunci, nu uita, ești plin de pofte, mântuit, plin de pofte. Nu ești răscumpărat. Ăsta e sufletul. Sentimente, voință și rațiune. Ești mântuit, nu-i răscumpărat, nici sufletul. Ai emoții încă păcătoase în viața ta. Te ispitește, Doamne, ura aia pe cumnatul tău, mă, invidia aia. De ce? Trebuie să lupți cu emoția păcătoasă care diavolul te ispitește. Și aici e Duhul. În Duhul tău ce este? Revelație și iluminare. Aici Dumnezeu îți deschide ochii inimii ca să cunoști pe Hristos. Aici Dumnezeu ți se descoperă. Și Duhul tău mărturisește cu Duhul lui Dumnezeu că ești copil al lui Dumnezeu. Unde se întâmplă mântuirea? Nu în trup, nu în suflet, ci în Duh. Duhul meu mărturisește. Aici ai iluminare, aici este satana care a fost la tron și vine cine? Duhul Sfânt. Mă invadează Sfânta Trinitate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vine unde? În Duhul meu. Ăsta e răscumpărat. Dar problema e alta. După omul dinăuntru îmi place legea. Dar văd în mine o altă lege. Văd în mine păcat, văd în mine poftă, emoții negative care se leagă și nu știu cum să biruiesc. Că sincer și plâng. Și Pavel vine și spune așa. Cunoaște identitatea. Tu ai murit față de păcat la nivelul Duhului. De aceea, pentru că ți s-a schimbat stăpânul și acum nu mai satana, ci Iisus Hristos, când trupul zice, poftește, fă păcatul ăsta, el e acolo păcatul. Tu acum tu te poți împotrivi pentru că ți s-a schimbat stăpânul și prin Duhul care e la hățuri, faci să moară faptele trupului. Amin? Pentru că Duhul Sfânt e nou proprietar, tu acum te poți împotrivi. Mai de mult nu puteai. Mai de mult orice zicea satana să faci, făceai. De ce? Pentru că era el stăpân. Dar acum e Hristos în Duhul tău. Și acum când trupul își cere dreptul, tu zici, taci trupule păcătos, mortific păcatul ăsta prin Duhul Sfânt, fac să moară faptele firii sau a trupului. De ce? Pentru că am un nou stăpân. De aceea zice Biblia, socotește-te mor față de trupul păcătos și de suflet. De ce? Pentru că tu chiar ai murit prin credința în Hristos. Tu te-ai răstignit în mod invizibil și fără să simți durerea. Am fost răstignit împreună cu Hristos, așa-i? Tu chiar ai murit, tu ai fost răstignit cum? Prin credință te-ai identificat cu moartea Lui și ai murit față de păcat. Lasă-L pe Duhul Sfânt acum să-și facă lucrarea în așa fel încât trupul tău să-l ții sub control. Dacă diavolul vine, nu o să poți, știi că ai mai încercat. Satana spune asta. Cel slab să zică, sunt tare. Pot totul în Hristos care mă întărește. Orice armă făurită împotriva mea va fi cum? Fără putere. Ia promisiunea. Biblicizează sângele. Și atunci când trupul va cere dreptul, Duhul Sfânt zice, nu mai faci ce vrei. Este Hristos la tron. De aceea eu mă socotesc mort. Eu nu mai ascult. De ce? Pentru că am un nou stăpân. Pe cine? Pe Iisus Hristos. Cineva să zică amin. Fă un studiu pe Roman 6, cumpără cele mai bune comentarii pe Roman capitolul 6, să-ți cunoști identitatea și să lupți împotriva păcatului de pe piciorul unui om deja biruitor, că biruința lui Hristos ți-a fost dată ție. Și tu nu mai ești biruitor, tu ești mai mult decât biruitor, zice Biblia, prin Iisus Hristos. Amin? Mulțumesc, băieți. Hai că nu a fost așa rău, nu? A fost sclavie mare în America. Când s-a abolit sclavia, când s-a desfințat sclavia, negrii de pe plantații au primit fiecare un decret în buzunarul lor și li s-a spus, de azi încolo aveți drepturi ca și albii. De azi încolo. Puteți face ce vreți, exact ca și albii. Ăștia negri, săraci, bucuroși, umblau cu decretul ăla cu foaia în buzunar. Eu sunt liber, nu mă mai bate nimeni pe plantații, gata, sunt liber. Dar istoria spune așa,
Ori de câte ori vedea pe vechiul stăpân, pe alb, când îl vedea pe stradă, măcar că era liber, imediat mergea pe cealaltă parte de trotuar. Ia să nu mă bat. Măcar că era liber, el trăia încă sub vechile emoții. Așa se întâmplă și astăzi. Te-a făcut Hristos liber prin jertfa de la Calvar, da sau nu? Ești tu sub noul legământ, da sau nu? Ai tu decretul ce se cheamă testamentul, da sau nu? Ce ar fi să nu mai trăiești sub vechile emoții, sub vechile minciuni, ci să te împotrivești, pentru că tu acum poți să te împotrivești împotriva oricărui păcat. De ce? Pentru că este o nouă lege, este legea Duhului și tu nu mai ești sub lege, tu ești sub har. Amin? Și acum legea nu mă mai îndeamnă, legea nu mă îndeamnă la sfințenie. Harul lui Dumnezeu, zice Biblia, căci harul lui Dumnezeu mă învață. Deci nu cancerul, nu accidentele. Nu mânia lui Dumnezeu mă îndeamnă la pocăință, ci nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu. Harul este nou pedagog care mă învață să o rup cu poftele lumești. Frați și surori, ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească și să spun: Doamne Duhule Sfânt, umple-mă cu puterea Ta și ori de câte ori, Doamne, vechile emoții și vechile instincte, Doamne, vor să-și facă apariția, Doamne, ajută-mă să mă împotrivesc și să hrănesc omul dinăuntru a inimii mele în așa fel încât să pot să mortific orice păcat, slăvit să fie Domnul. Amin? Vă spune cineva: bine, bine, dar am păcătuit, frate. Mai este iertare. Poate Dumnezeu să ierte păcatul ăsta, frate și surori. A existat mai de mult în teologia noastră: nu mai este har, gata. N-o da har și oamenii au mers în lume. Până o pica pruncul lor. Și apoi să vezi cum moșiu să interpreteze Biblia corect. Și vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Păcatul acesta este un păcat mare. Dar ascultați ce vă spun. Dacă există pocăință și smerenie și nu justificări, Domnul Iisus Hristos poate să ierte și păcatul acesta. Când fiul risipitor s-a întors înapoi la tata, el a venit cu pocăință, nu a venit cu justificări, nu a venit cu curvele după el și cu porcii după el și zică: primește-mă, vreau să fiu lider înapoi. Nu, ăsta a venit în zdrențe. Ăsta a venit cu pocăință reală și a zis: nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău. Și când Dumnezeu vede pocăința noastră, jertfele plăcute lui Dumnezeu, un duh zdrobit și o inimă mâhnită, și ce face tata? Zice: puneți înapoi inelul în deget, dați autoritatea pierdută, dați încălțăminte în picioare, un nou destin, dați-i o haină nouă, o nouă identitate, că fiul meu s-a întors, fiul meu s-a pocăit. Nu vorbim de slujire, vorbim de mântuire. Și ce face Dumnezeu? Restaurează. Poate Dumnezeu să ierte? Și îți mai dau un sfat: iartă-te și tu pe tine însuți. Sunt oameni care au primit iertarea lui Dumnezeu, dar nu se iartă pe ei înșiși. Și dacă ești aici și diavolul te ține în autocondamnare și nu te poți ierta pentru anumit lucru care l-ai făcut poate amul 10-20 de ani de zile, am un cuvânt de la Domnul pentru tine. Dacă Dumnezeu te-a iertat, cine ești tu să nu te ierți pe tine însuți? Ești tu mai mare ca Dumnezeu? Necredința ta că tu nu te poți ierta, că ești prea păcătos, nu este oare idolul ăsta vinovăției o ofensă la adresa sângelui Hristos, care spune Biblia că mă iartă de orice păcat, 1 Ioan 1:9? Ce-ar fi să spui: Doamne, mă predau înaintea Ta. Și ce ai curățit Tu, Doamne, eu nu mai numesc purcat, Doamne. Cred, Doamne, în sângele Tău care iartă și care curăță de orice păcat. Amin? Și că dacă în seara asta ești aici și ai fost pe buza prăpastii și poate ai căzut, seara asta să vii înaintea Domnului să spui: Doamne, nu vin cu justificări, împotriva Ta am păcătuit. Nu Bașeba a fost de vină, nu mai da vina pe toată lumea, contextul, că Satan a fost de vină, femeia care mi-a dat-o, șarpele. Și vină și spune: Doamne, păcatul meu, Doamne, Doamne, mă pocăiesc, mă zdrobesc, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. Cred că Iisus Hristos pe cruce a stat 6 ore și pentru păcatul acesta. Nu mai las pe diavolul să mă țină în autocondamnare. Ies din cușca asta și mă pocăiesc înaintea Ta, lăudat să fie Domnul. Amin? Dacă ești acolo pe buza prăpastiei, fugi. Ia mesajul ăsta cu avertizare. Ce vă predic vouă, îmi predic mie prima rată. Indiferent câți ani ai, să pică și la 70 de ani. Indiferent cât, Stephen Lawson, nu? 75 de ani. Mâna dreaptă a lui John MacArthur, nu? În America zilele astea. Unul dintre cei mai buni învățători. Bang! Deci nu spune că eu nu, frate, ăsta e pentru tineret. E adevărat că sunt mai expuși. Dar credeți-mă, cine crede că stă în picioare, zice Biblia, de ce stare? Să ia seama, să nu cadă. Uitați ce zice Biblia în Osea.
vreau să mă apropiu de încheiere. Osea 14 cu versetul 1. Frate, da, mai poate Dumnezeu să mă binecuvânteze? Mai pot să am o căsătorie binecuvântată? Uite ce zice Biblia, Osea 14 cu 1. Aduceți cu voi cuvinte de căință. Și spune, Doamne, Osea 14 cu 1. Întoarce-te, Israele, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Nu da vina pe nimeni. Ești responsabil. Împotriva ta îmi cunosc bine fără de legea mea. Versetul următor. Aduceți cu voi cuvinte de căință. Întoarceți-vă la Domnul și spuneți-i, Doamne, iartă toate nelegiuirile noastre. Primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Versetul 4. Ce se întâmplă când cineva vine cu cuvinte de căință? Ce se întâmplă? Ce face Dumnezeu? Citim cu toții. Și le voi vindeca, îi voi iubi cu adevărat. De ce? Că am văzut pocăința lor și mânia mea ce a făcut. S-a bătut. Poate să vindece Dumnezeu vătămarea adusă de păcatul tău? Da sau nu? Te poate Dumnezeu iubi cu adevărat? Da sau nu? Există iertare? Versetul următor. Zice Biblia așa. Și voi fi ca rou atunci pentru Israel. El va înflori ca și crinul, auzi? Va da rădăcini ca Libanul. Versetul următor. Ramurile lui se vor întinde, mărăția lui va fi ca măslinului, miresmele lui ca ale Libanului. Iarăși, din nou, vor locui la umbra lui. Iarăși vor da viață grâului. Iarăși vor înflori ca via, da. Te-o tărferit diavolul, te-o trântit la pământ, dar vii cu pocăință. Și ce face Dumnezeu? Iarăși, de ce? Am văzut pocăință, îi voi vindeca de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat. Spuneți-mi, avem un Dumnezeu plin de dragoste? Poate Dumnezeu să ierte orice păcat? Singurul păcat care Dumnezeu nu-l poate ierta este păcatul care nu-l mărturisești. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curețe de orice fără de lege. Așa că mă duc la crucea lui Hristos. Și acolo la crucea lui Hristos vin și spun, Doamne, așa cum sunt la Tine vin. Doamne, nu mă ascund! Nu mă ascund! Când Iisus Hristos s-a întâlnit cu femeia samariteancă și femeia l-a luat la 11 metri și a zis, cine te crezi tu că ești? Ești mai mare ca Iacov, părintele nostru care a săpat fântâna asta? Și Iisus zice, o femeie, eu am o apă și dacă dau apa asta cuiva, va țâșni în viața veșnică și nu-i va fi niciodată sete. Și femeia zice, Doamne, dăm totdeauna apa asta. Și Domnul se uită la ea și zice, nu vine pe gratis. Dacă vrei apa asta, care era simbolul Duhului Sfânt, îți dau un test. A dus bărbatul. Și femeia zice, n-am bărbat. Și Iisus se uită la ea și zice, bine ai zis. Cinci ai avut. Și ăsta cu care ești, nu e a tău. Ești în concubinaj. E amant. Tu trăiești în păcat încă. Și în loc ca femeia asta care l-a luat pe Iisus la 11 metri și a zis, cine crezi tu că e? Ești mai mare ca Iacov? Tu, iudeu, încerc mie femeie să-ți dau să bei? Femeia asta care a avut gură mare, când Iisus pune mâna pe cancer, că ăștia-s proroci adevărați, care dacă ai păcat în viața ta, nu spune ce ai mâncat ieri. Dumnezeu e interesat de sănătatea ta spirituală. Și când Dumnezeu pune mâna pe cancer, femeia asta zice așa, văd, Doamne, că ești proroc. Ce face? Se pocăiește. Așa-i, Doamne. Nu mă mai justific. Așa-i, mă pocăiesc. Și când Dumnezeu vede pocăința ei, zice, uite, eu mă descoper. Și eu cel care vorbesc cu tine, eu sunt Mesia. Și în momentul în care i s-a descoperit că e Mesia, a țâșnit apa în ea. Duhul Sfânt a venit peste ea. Și dintr-o femeie de moravuri ușoare, Dumnezeu face o trezire extraordinară în cetatea Samaria. Și printr-o femeie de moravuri ușoare, Dumnezeu întoarce un oraș întreg. De ce? Pentru că a ajuns la nivelul zero și a zis, așa-i, Doamne. Nu mă mai justific. Așa-i, Doamne, am amant. Așa-i, Doamne, am păcat în viața mea. Așa-i, Doamne, e pornografia care m-a legat. Așa-i, Doamne, am făcut o lată. Și, Doamne, nu mă mai justific. Nu zic că nu e adevărat, ai probe video. Doamne, Tu știi mai bine. Și mă pocăiesc, Doamne. Și când Dumnezeu vede pocăință reală, nu vrăjală, reală, știi ce face Dumnezeu? Îi voi vindeca cu adevărat. Vătămarea lor îi vindec atunci. Și voi iubi cu adevărat. Și iarăși vor înflori. Dar atâta timp cât pui cearceafă și zici, nu e adevărat și nu te smerești. Rămâi blocat în destinul tău.
Ce-ar fi în seara asta să spui? Dacă este cineva aici, care diavolul a trântit într-un fel sau altul, să vină înaintea Domnului să spui: Doamne, Tu vezi slăbiciunea mea, dar aleg să mă pocăiesc. Mulțumesc că Iisus mă iubește. Mulțumesc că Iisus n-a renunțat la mine. Mulțumesc că sângele Lui mă curăță de orice păcat. Mulțumesc că mă faci nou-nouz, Doamne. Mulțumesc că Tu mă iubești cu adevărat. Satana zice că nu mă mai iubești. Satana zice: cum ai putut să faci? Nu vin să cred. Satana spune asta. Tu te uiți la cuvânt. Nu mergi după emoții, mergi după cuvântul Lui Dumnezeu și spui: Doamne, mă încred în Tine. Amin? Și Tu care ai stat în picioare prin harul și prin mila Lui Dumnezeu, spui: Doamne, ajută-mă, Doamne, să veghez. Ajută-mă să fac din legea Ta desfătarea mea, ca atunci când vine încercarea și ispita, Doamne, să nu cad în ticăloșia mea. Ajută-mă să iubesc Biblia. Ajută-mă să iubesc pe Iisus Hristos. Ajută-mă să stau cu rădăcinile în izvor, Doamne. Nu mă lăsa să mă usuc spiritual niciodată. Ajută-mă, Doamne, să fiu plin de suc și sevă. Amin? Duhul Sfânt să fie peste noi. Dumnezeu să vindece orice traumă. Dumnezeu să dea căsătorii binecuvântate. Dumnezeu poate. Dumnezeu poate. Poate să vindece vătămarea și iarăși să înflorești. Domnul poate. Lăudat să fie Domnul. Domnul să binecuvânteze toate familiile noastre care trec poate prin urcușuri, prin coborâșuri. Dumnezeu să aducă vindecare emoțională, spirituală, fizică. Dumnezeu să binecuvânteze copii și Iisus Hristos și harul Lui să fie peste noi. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare cu toții. Haideți să intrăm înaintea Domnului într-o rugăciune. O rugăciune de smerenie, o rugăciune de pocăință înaintea Domnului. O rugăciune în care să spui: Doamne, așa cum sunt, Tu vezi vulnerabilitățile mele. Vezi la lucru pe tanti aia. Vezi la lucru pe nenea ăla. Vezi, Doamne, presiunea poate care mi-o face șeful sau mai știu eu cine. Doamne, ajută-mă să rezist. Ajută-mă să-mi schimb locul de muncă dacă trebuie. Să mă mut din cartier dacă trebuie. Nu mă lăsa să distrug, Doamne, onoarea Ta și familia mea. Ajută-mă să fiu dur sau dură cu mine, Doamne, ca să rămân în picioare. A Domnului să fie slava și gloria de acum și până în veci. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.